G2A, jocuri ieftine. A ieșit? Păi, a ieșit unde e? Da, 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 în față. Unde e, mă? Bă, frate, poate... Deci e... Nu e ăla, nu e ăla chel. Ba da. Nu e, mă, ăla... Deci nu e ăla chel, aia verde e pe altcineva. Ui, sau e? Că aia nu e chelul, fix pe... E. E chelul, uite că să ținem... Îi tragem? Fii atent că îi trag și fugim, da? Îi trag eu. Deci, te ții? Stai, stai, stai să nu se mai miște, stai. Stai. Îi tragem amândoi. Am tras. Hai, urc. Urcă, e jos? Urcă, urcă. Am urcat. Fugi, fugi. Ăsta ce-a pățit, mă, ăla cu motocicleta care a trecut pe lângă noi data trecută? Era acolo așa? De, dacă nu era ăla bun. Ba da, ăla era. Ăla era? Da, da. De, what the fuck, a fost atât de haotic. Deci când am ajuns acolo... Când am ajuns acolo, erau doi pe clădire și unul dintre ei a tras între noi și altul... Mașina e foarte proastă, Carlo, ți-am zis că e proastă. Ți-am zis că e proastă? E nașpa! Frate, are suspensie. Uite ce cauciucuri subțire are. Ok, normal, este foarte incomodă, ok? Deci am văzut gumă mai groasă sub banca de la școală, Carlos. Și salutare, pincări și pincărițe, bine ați revenit la un nou episod de GTA. Ce faci, mă? Ai de mesaj luat la că am terminat? Da, da. Bă, dacă auzi vreo poliție ceva... Bă, dacă auzim vreo poliție ceva, o ștergem, că gen... You know? Nu e bueno, știi cum e, adică nu e clar o chestie. E clar că nu. Cum se zice, mă, la nu în spaniolă? Niet, nu, aia e în rusă. Nu știu. Nu știi spaniolă, Carlos? Toată lumea știe spaniolă. Toate melodiile populare de la noi sunt în spaniolă, aparent. Deci ar trebui să fim fluenți, știi? Unde mă duce acum? Încă avem, bă, încă avem ținta pe ăla? Trebuie să o scoatem. Sau trebuie să o scot eu? Că și eu o văd și nu știu dacă... Cum era? Găsești, caută jucător. A, nu, e de la tine. Bun. Bun, sună-l pe ăla și zic că am terminat. I-am dat mesaj. Da. Bă, dar nu ne du, bă, nu ne du fix la poliție de unde tocmai am plecat, Carlos. Fă stânga, fă stânga, fă stânga. Nu știu unde ne întâlnim cu el. Carlos, secția de poliție e în dreapta, iar noi avem armele la noi. L-am văzut, l-am văzut. Ah, ok. Auzi, îl mai întrebăm dacă era chel sau... Sau îi spun... Ăla-i, ăla-i, că l-am văzut eu. Păi da, dar nu, îl întrebăm dacă... Sau mai bine să nu știe dacă... Că nu suntem siguri dacă l-am bătut. Parchează pe locul de handicapați, Carlos. Parchează lângă el pe locul de handicapați, come on. O să fac eu ciudat cu piciorul și suntem ok. Așa, bravo, bravo. Bravo. Aolo. Bună. Vă mulțumesc frumos pentru treaba făcută. Nu, dar țin să menționez că cred că erau implicați într-o altercație deja domnii polițai. Erau alți doi sniperi pe clădiri. Au tras după noi când ne-am apropiat cu mașina și apoi am văzut că trăgeau spre poliție. Serios? Am crezut că ar fi trebuit să știți așa ceva în cazul în care, cine știe, poate aveți un prieten acolo pe undeva, care nici el nu suporta pe domnul polițai. Spuneți că mai e cineva implicat, nu? Da, dar ținta a fost anihilată cu succes, fără nicio problemă. Bun. Lăsați-mă să verific o secundă, să văd cine ar putea fi complice. Am crezut că verific. În situația asta mai am o treabă pentru dumneavoastră. Ia spuneți. Dacă o secundă să mă duc să mă uit. Stai așa, că ne facem de bani. Ne luăm deja banii după sniper. Ok. Și poate mai facem mai multe contracte și ne iese banii, ca lumea, ca lumea. Ne iese banii, da. Ne ies. Lasă, Carlos, că și eu pocesc de-a cuvinte. Mai e un polițist, domnule. S-ar putea să-l fi ajutat. Păi atunci să terminăm și cu polițistul ăla. Mai e încă unul. Vreți și pe ăla. Și pe celălalt. Nu se poate așa ceva. Păi întâi dați-mi banii de la contract. Și jumate pentru... domnule de aici. Celălalt deal. Dați-l lui domnul. Și... Să-i dați și jumate de la contactul cu polițistul acesta nou. Bun. Cam cât costă... Cu polițistul nou. Tot 400.000. Tot 400.000, da? Da, ți-am spus cum. Bun. Să vă dau bani. Tot așa, dumneavoastră. Da, da. Am nevoie de un thumbnail, oameni buni, lăsați-mă în pace, încerc să fac... Bun. Încerc să am... Domnul... Să am o poză pentru thumbnail, vă rog. Jumate este la... A, ok. O să facem tot așa, v-am dat prima dată banii dumneavoastră, când e contractul finalizat, domnului, colegului dumneavoastră. Cum îl cheamă? Bun. Din câte știu, are o poreclă mai ciudată. Un Done Void. Done Void? CNP, ceva? Un Done Void, nu? Un Done. Nu știu dacă e român, dacă e ceva. Ăsta vreau să... Zicem că ăsta nu e în poliție, iar. E polițist, e polițist. E colegul ăla. Firac. Bă, mai ușor ăsta, dar din câte știu ăsta nu e atât de simplu, domnilor. S-ar putea să fie... Da, ăștia sunt toți ăștia de la birou, frate, ei sunt șmecheri, ei nu iese pe teren. Las că vedem. Nu, nu de asta. Colegul, de data asta mă las și pe mine să-i trag lui ăsta, că la ăla e... O să avem, la asta o să aveți o treabă puțin mai grea. Aulă. Am rugămintea să-l loviți fix în țeasta capului. Acolo-i dau, domnul. În țeastă. Domnul, am înțeles că este de la intervenții. Păi și colegul i-a dat-o lor în țeastă. Bun, dar asta e mai periculos, are armură pe el. Are casc în cap. Nu-i problemă. Grijă cu ăsta. Fix la ochiul stâng, dacă vreți, îi trag la ochiul stâng. Bun. Anglonțul după țeavă mai mare decât capul lui. Trageți în ochi, deoarece este țesut mai moale și ajunge mai repede la cap. Moare instant. Carlos, fii antenă, eu trag și apoi tu tragi fix unde am tras eu. Aștept mesajul dumneavoastră. Vreau să fie asasinat. Nu vreau să mă vadă. Bun. Aștept mesajul dumneavoastră. Da, da. Carlos, fii antenă, deci... Eu îi trag undeva, apoi tu îi tragi fix unde am tras eu. Că dacă avea armură acolo... N-are armură, moare de la glonțul ăsta de sniper, e prea puternic. Deci mă bazez pe tine să tragi, da? Mine să îl omor, pentru că și tu l-ai omorât pe celălalt. A, ce facem cu schimbul acum, Carlos? Aoleu. Da, vreau și eu să omor unul. Carlos, dar de când ești tu așa violent? Auzi, vreau și eu să omor. Carlos, what the fuck? Carlos, ce ți-a făcut? Ce ți-a făcut orașul ăsta, Carlos? Parcă nu te mai cunosc. Ce-i mă cu ăștia pe aici? Aoleu, și ăla e fix în... Bă, Carlos, eu zic că de data asta ori intrăm prin spate... Supă Discord-ul. A, da, am uitat. Data asta... Vrei să stăm fix în același loc, Carlos, pe bune? Vrei să stăm fix în același loc, gen? Ia uite, e unul... E unul nebun acolo care face box cu aerul, vezi? E delay, nu-i pe treaba lui. Ok, stai, e un polițist afară. Ăla e? Ăla n-are armură. Ba da. E după tufiș, îl vezi? A, ba da, ba da, ba... Oh my god, asta e... Carlos, are literalmente un pixel de piele descoperită la ochi, Carlos. Și merge cu spatele. Da, așa, stai așa că s-au sunt. Ce mă... Uite, acum mai e un nebun de la îmbrăcat în alb. S-a dus la parcare, fii atent, fii atent. Haideți să urcăm. Du-te, bă, trebuie să mă lași pe mine, fii atent. De acolo. Ce vrei să fac? Ce vrei, mă, să fac? Lasă-mă pe mine, lasă-mă pe mine la volan. Ok, hai, du-te tu, că tu știi ce vrei să faci. Hai, o pas sus. Hai că m-am urcat, e în parcare, putem să-l punem cu mâinile sus în parcare și zicem că nu-l împușcăm dacă... Stai, dacă se urcă în mașină, e de rău. Dau. Da? Dă-i și mă uit și eu în cazul în care n-ai nimerit. E mort! Gata, Carlos, urcă! Bravo! Te-am învățat tot ce știi, doar ca să știi, da? În cazul în care cineva întreabă, zici că eu te-am învățat tot ce știi. Da. Fucking hell! Mergi, Carlos, fugi, tare! Tare, mergi, mergi! Carlos, vine poliția după noi! Ia uite animalul ceala cu X6-le lui. Aoleo. Noi avem X7, suntem mai șmecheri. Mă rog, e urâtă vopseaua de pe el. Am văzut fierătănii care arătau mai frumos decât vopseaua asta. Aici, la arta asta modernă, cu cubul ăsta pus pe o parte. A, uite-l, uite! Și m-am dat jos, Carlos, am crezut că ne oprim aici. Hai că... Gata, calcu, sunt urcat. S-a dus tot acolo. S-a dus tot acolo? Bă, am înțeles de la ăla. Mare un prieten, dar lui să mai dea un contract. God damn, Carlos, dar... Bă, ce Dumnezeule mare, omorâm... Parchează iară pe handicapați. Este ultimul. Oh my god, am deja... Am adormit doi polițiști deja, dude. Bun, domnilor. Gata, domn. Jesus. E gata? Da, l-am văzut prăbușindu-se. Carlos ăsta a tras fix în gaura aia de 1 centimetru. De avea el la ochi, chiar era foarte... Înseamnă că sunteți niște mercenari de elită, domnilor. Normal. Bun. Vreau să vină domnul ăsta, îl mai iau aici, o să-i las banii, o să-i numere și după o să ne vedem fiecare de treabă. Ok. Bă, Carlos, ce vrea ăsta de la mine? Cum adică să-i număr? Îi las aici în portbagaj? Nu, mă. Ah, ok. Bun, vedeți că le-am lăsat aici, domnule. Da, cât trebuia să-mi da? 300.000. Numărați să fie... Da, și mie 100.000. Da, da. Complet? Da, toți sunt aici, da. Bun. Ce să zic atunci? Mi-a părut bine că am colaborat cu dumneavoastră și sper să nu mai fie nevoie. Să sperăm, da. Orașul ăsta știți cum e. E plin de oameni foarte parșivi. Din când în când trebuie să mai faci treaba poliției. În locul lor. Cum s-ar spune. Aveți dreptate. Da. What the fuck? Bun. Vă salut, domnilor. Să aveți treabă ușoară în continuare, cum s-ar spune. Mulțumim. O zi frumoasă să aveți. La fel. Ok. Bă, are un prieten de-a lui să dea contract. Am văzut un apel cât timp vorbeam cu el, dar nu l-am acceptat, că... Carlos, ce Dumnezeule mare sunt țevile alea care iesă din... Stai să repar cu puterea minții. Fac. Tot văd țevile care ies afară de sub mașină, Carlos. Ce sunt alea? A, uite, o aud pe sora ta. Ăsta e, mă, am nevoie... L-am luat. L-ai luat? Ok, da. Bun, atunci hai că dau și eu un page up ca să dispară de acolo. Bă, unde? Dacă ăsta... Ăsta iară la... Oh my god, nu. Îl iau cu noi în mașină. Bă, stai. Da... Ui, unde e? Ui, what? Eu... Păi ăsta? Și să mergi încet. Sunt... Cred că era unul din taxi, dude. Unde naiba am ăsta? Carlos, mergi, a fost o cursă. Carlos, mergi! Stai așa. Carlos, mergi, au sunat de la poliție că au nevoie de hitman. Carlos, mergi! Deci eu pun pariu pe ce vrei tu că aia de acolo era o capcană, Carlos. Este imposibil, ai văzut câți polițiști erau? Ți-am zis să fugim de acolo și lasă că... Lasă că facem alte contracte, dacă sună aia nu le răspundem, pentru că sigur s-au prins că noi le-am asasinat 2 polițiști, 2! E mult prea mult, mamă, locul ăsta arată ca Grove Street, dude! Nu arată? Bună ziua! Aici e Grove Street. E... Ziua. E ca ăla de pe GTA, San Andreas, gen. Vă spun CNP-ul, sunt tot? Da, jumate de bani acum, jumate după CNP-ul și ce vreți să facem cu el. Bun. Aș vrea să mi-l răpiți, să mi-l aduceți aici. Ce pălărie are asta. Așa, și asta este vărul meu și să vă dau și informații despre el, nu? Da. Bun, CNP-ul este 7717. 7717. Numele, porecla. Andrei. Da. Andrei M. Poftiți? Andrei M. Andrei 15, parcă așa era. Andrei 151105? Da, ăla, da. L-am localizat. Deci porecla ta să fie Andrei 151105. What the fuck? Păi, vă costă... E mai puțin ăsta. 200.000. Că nu e polițai. 200.000 acum? Nu, 100.000 acum și 100 după. Puteți să ne dați și acum dacă doriți. Oricare dintre noi. Bine, vă dau 100.000 acum și uite, dau domnul să aici. Da, dați-l lui domnul și apoi bine. Când vin mi dați. A, eu am uitat să-ți dau banii aia, Carlos. O, e problemă. Ok, bun, da, sunt toți, ok. Vă rog să-mi dați... Ce să vă dau? Să-mi dați un număr de telefon ca să vă dau mesaj. Acum. Să-mi spuneți că nu dați. Stai și tu cu arma în mână, ca să pare mai agresiv. Da, spuneți. 077. Spune, nu știu, 152. Da. 672. 666, da. Nu, 672. A, da. 3. Zici de nou ca să ne verificăm. Stai așa că vă dau mesaj. de drum. Mesaj. Așa, da, am primit. Bun, o să vă dau mesaj când a fost terminat și da. Unde ne întâlnim. Aș putea să o fac în momentul ăsta, oameni buni. Fix în locul acesta. Tot aici? Da. Ok. Haideți că mergem după el și... Un noroc. La fel. Bă, Carlos, hai să schimbăm mașina asta, că e urâtă tare. Ne trebuie o mașină nouă. Nu e, mă, frate, vrei să vezi mașină șmecheră de asasin? Stai așa, că o am eu pe aia a mea. Stai că e un garaj în față aici. B-am văzut pe unul pe scooter, știi? Și puteam să trag, puteam să-i sfârșesc viața în momentul ăla. Nici măcar nu știa ce s-a întâmplat. Se trezea adormit, Carlos, și nu se mai trezea vreodată. Stai așa să punem pârca asta de mașină aici. Fii antenă aici, Carlos. Mașină șmecheră, da? Deținute. Bă, stai, bă, că știu eu ce mașină. Uite-mă, pe asta o scoatem. Urcă în asta, că asta nu, e de baștani. Nu, bă, asta. Hai, bă, urcă în asta, bă, cioare. Hai că e neagră și frumoasă. Cum n-are patru? N-are. Cum n-are, mă, uite. Bine, bă, n-are ușă în spate, dar are locuri. Ia urcă-te în spate. Nu merge. Nu merge? Ia dă-i un șut. Ia, dă-te că îi dau eu un șut să vezi cum merge, ia. Bine. Stai că nu-i dau un șut cu sniperul, vreau să-i dau... Șut, mă, șut! Firar, nu pot, că dă pumnă. Dacă îi dădeam șut, mergea, zic eu, Carlos. Stai așa. Până atunci... Gata, acum merge. Bă, da, bun, stai că voiam să te întreb de ce ne trebuie 4 locuri, chiar că trebuie să-l răpim pe ăla. Bun, atunci hai că luăm altă mașină. Te-am plictisit de X7-le. Nu, e urât. E urât. E urât. Stai așa că scot eu... Uite, ăsta are locuri și arată și șmecher, nu? Urcă-te în spate. Nu poți să te urci în spate în ăsta, parcă, nu? Da, poți. Adică văd că are locuri și așa mi-aduc aminte. Și fuge și repede. Ui, ai pus... Mă aștepti la vulân. Nu, tu pune-l pe hartă pe ăla. Păi e. E pe hartă? Da. Deci e la 1 și 50 mile, ok, e în spate. Ok, nu e problemă, fii antenă. Uite ce bine se manevrează. Nici gardul și nici prostia n-am lovit-o, vezi? Mă, da, iară se face seara, că parcă de-abia era noapte acum câteva minute și acum iară. Dar tu știi că eu nu am mașina asta. Ai vândut-o? Da, să-mi iau bizuri. Sunt bizuri, auzi, bizuri. Frate, când poți să fii sniper plătit, tu vrei bizuri? Da. Ce sunt alea bizuri oricum, Carlos? Se numesc business-uri, se numesc afaceri, Carlos, nu bizuri. Bizuri. Da, cum zici tu. Unde Dumnezeule mare e ăsta, mă? E la spawn ăsta? E la primărie? Că nu putem să-l linșăm acolo dacă e. Chiar stai că trebuie să... Mă la volan, că știu manevre. Ce manevre, mă? Fii antenă, manevre. Bă, dă-te, bă! Bă, ăla-i. Ăla-i. Ok, dă-i claxoane, dă-i claxoane. Dar se oprește de la claxoane? Nu știu, dă-i claxoane un pic. Mă dau claxoane de-astea de tractor. Mamă, cum se plimbă ăsta cu mașina prin oraș. Stai așa, Carlos, că nu fac niciun accident și îl prind de la spate. Vrei să vezi? Fii antenă, fii antenă. Domnul! Da, domne. Stați un pic. Am nevoie de dumneavoastră pentru ceva. Aoleu, ce cringe ești, Carlos. Dați-vă jos cu mâinile sus, dă-te jos cu mâinile sus, că te împușc. Dă-te jos, dă-te jos, dă-te jos. Da, domnul, gata, îmi trage. Aoleu, ce păr frumos are ăsta. Mâinile ușor în jos, stai pe loc. Ușor în jos? Aoleu, îi pui cătușile! Oh, am uitat! Hopa sus! Hai, urcă! Urcă acolo! Așa! Stai așa, coleg! E mașină cu ușă invizibilă! Ți-am pus centurion! Ce-ai pus, mă? I-ai pus centurionul? What the fuck e aia? Uite, aici era... Stai, mă, că am și uitat! Aici era ăla! De-aia acolo! Ok, 1000 și ceva... Ai scos-o, ai scos-o! Să anulez! Stai că ai pus și ai scos! Nu, că aveam căutare și de-aia. Ok. Gata. 1000 și 20 și 20, ok, bun. Dacă îi dăm așa. Nici o problemă, șoferul profesional nu răstoarnă mașina. Mamă, tu ai văzut că avem beculețe pe sus, pe plafon? Oh! Avem, aia, mă, cum îi zice? E o chestie la Rolls-Royce și dați pune niște, ca niște luminițe așa în plafon. Zici că-s diamante? Da, asta mi se pare că sunt. Mi se pare că sunt de la Swarovski. Sau ceva. Nu știu, am văzut pe YouTube un video despre chestia aia. Bun, cât de departe trebuie să... Mamă, doamne, pe unde mă bagă, frate, GPS stupid. Bun. Aici e. Da. Frână! Vă pare cunoscut locul ăsta, domnule? Bună ziua, domnule. Te-ați adus? Da, este aici în spate. E aici în spate, mârlanul. A călătorit în stil, domnul. Cu Rolls-Royce-ul. A fost ușor să-l prinde? Da, era prost. Era foarte cooperativ, nu mai insulta oamenii, Carlos. Domnul, vă rog frumos să-mi dați banii care mai rămân. Suntem afaceriști cu multă stimă, ok? Buzunarul drept. Da. Nu, cu ce v-ați vopsit părul, domnul? Că arată mișto. Vedeți, movul din capul meu nu e așa de frumos și de asta întreb. Vreau să-mi schimb și o culoare. Vă ocupați dumneavoastră de el sau vreți să-i facem noi ceva aici de față cu dumneavoastră? Aoleu. Vreau să-i faceți dumneavoastră ceva. Bag maceta în el, bag aici cuțitul ăsta. Putem să-l tundem? Da, sigur, orice. Nu păr. Punte-n genunchi. Păi punte-n genunchi. Aoleu. Ok, zi-mi când s-a terminat, Carlos. Urcă, Carlos, urcă! Chiar are în plafon luminițe! Te-ai urcat, Carlos? Da. Asta e goarna? Oh my god! N-ai văzut absolut nimic, Carlos, gen a fost lag! Ce cu asta, mă? Bă! Aoleu, muncești din greu, domnul, te-am mai văzut mergând pe aici! Da, domnule. Aoleu, mă scuzi, mă scuzi. E rapidă mașina asta. Știu, știu. Aoleu, greu cu livrările. Stai așa o secundă. Ăsta-i cu bărițul, bă, ia uite. Stai mă așa, oferă bani. Pune-i mă. Stai mă și lui. 7000. Cât e 7001? Da. 150, 1, 2, 3. Ia-mă aici. Uite, pentru munca grea depusă pentru orașul ăsta. Hai să mai dau și eu 50. A, Carlos, tu mai stau să-i dai și tu pleacă de acilea. Hai, domnul, să dau. Aoleu. Hai, gata, nu... Gata, Carlos, i-am dat eu suficient. Lasă-l, bă, că muncea și el din greu, bă, omul, bă. Păi, cred că e timpul să punem capăt acestui minunat episod aici, pentru că sunt sigur că este mai lung decât trebuia să fie, dar vezi tu, oamenii au nevoie de asasini foarte profesionali ca noi și, desigur, a trebuit să ne facem treaba. Bă, Carlos, oare ce facem noi data viitoare?